Tot mai multe state încep să impună noi restricții, iar persoanele nevaccinate parcă sunt principalele vizate. În Spania va fi nevoie de certificat COVID pentru accesul în spațiile publice închise, în zonele unde este o rată de incidență mai mare. Persoanele nevaccinate riscă să nu mai poată intra în baruri sau restaurante în Germania și la noi în țară accesul în mall-uri ar putea fi condiționat de vaccinare. Spania impune certificatul COVID-19 pentru accesul în localuri sau în spații sportive și nu numai, acolo unde există mai multe cazuri de coronavirus. Și Italia sau Franța vor recurge la această măsură. În Italia, legea va intra în vigoare din 6 august și va viza toată țara. Italienii vor trebui să fie vaccinați sau să prezinte Green Pass-ul pentru a avea acces în mai multe locuri. Noua măsură i-a înfuriat și pe francezi. Peste 100.000 de oameni au protestat weekendul trecut în mai multe orașe franceze. De miercuri, francezii nu vor mai avea voie la evenimente cu peste 50 de persoane dacă nu prezintă certificatul COVID. Proteste antivaccinare au fost și în Marea Britanie sau Grecia. La noi în țară, vicepremierul Dan Barna a declarat că doar românii vaccinați ar putea merge la mall-uri în weekend. Noile reguli vin în măsură ce valul 4 al pandemiei este tot mai vizibil. Certificatul COVID presupune dovada vaccinării, a trecerii prin boală sau un test PCR negativ numai vechi de 72 de ore.